Un eveniment cultural deosebit a avut loc astăzi la Palatul Culturii Teodor Costescu. Este vorba despre un vernisaj de arte vizuale cu participarea exclusivă a lucrărilor artistului gorjean Iosif Kheber. 40 de lucrări de pictură și grafic ale marelui pictor Iosif Kheber din toate perioadele sale de creație și genurile artistice abordate au fost aduse în atenția publicului mehedințean la Palatul Culturii Teodor Costescu de către reprezentanții Muzeului Județean Gorj din Târgu Jiu. Este o expoziție care sărbătorește viața și opera lui Iosif Kheber, un artist născut la Târgu Jiu în 1897. Astăzi se împlinesc 124 de ani de la nașterea lui. Noi la Muzeul Județean Gorj avem aproximativ 400 de lucrări ale acestui pictor din diferite perioade ale vieții și diferite tehnici, după cum puteți să vedeți. Este foarte recunoscut pentru opera sa de pictură bisericească, dar este și un foarte bun portretist, un foarte bun peisagist. Expoziția a fost prezentată de Crina Bebec și Valentin Vasilescu, referenți ai Palatului Culturii Teodor Costescu. Expoziția de astăzi îl are în prim plan pe Iosif Kheber, un artist născut pe la final de secol trecut, un artist care a lăsat nenumărate opere de artă în contemporaneitate și care este adus la drobeta Turnul Severin de către Muzeul Județean Gorj, Alexandru Ștefulescu, partenerii noștri cu care la începutul anului acestuia am demarat un parteneriat extrem de fructuos. Expoziția de astăzi cuprinde 40 de lucrări, lucrări ale artistului din întreaga sa perioadă artistică. O să regăsiți aici tablouri în care veți găsi portrete, veți găsi peisaje, pentru că el a fost foarte atras de zona Gorjului, zona unde s-a și născut și unde a și trăit. Iar întreaga sa carieră artistică, toate operele, este vorba despre 500 de lucrări, au fost donate comunității gorjene, iar astăzi fac parte din Muzeul Județean Gorj. Artistul a realizat în timpul vieții peste 500 de lucrări, multe prezentate în cele 56 de expoziții, din care 4 personale. Sunt de asemenea moștenitorul artistului care prezintă astăzi, de ziua sa de naștere. A murit în perioada Revoluției și îi duc mai departe ce a dorit el să rămână după sine. În primul rând, să-i facem o casă-muzeu, casa lui și i-am făcut-o, să-i facem o bibliotecă cu cărțile lui de artă, peste 7000 de bucăți, în aceeași casă, de asemenea, să-i organizăm diferite expoziții în țară și la Târgu Jiu, unde a trăit toată viața. Expoziția a fost vernisată în sala Gheorghe Angel și va fi oferită publicului spre vizitare până în data de 30 august.